And so we have this wonderful truth in verse 5, in love having predestinated us unto the adoption of children. Vedem acest adevăr minunat în versetul 5. În dragostea lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos după buna plăcerea voiei sale. And so we have to ask, how is God going to do this miracle with us? Atunci ne întrebăm, cum face Dumnezeu această minune cu noi? Well, Paul tells us it's by Jesus Christ to himself. Și Pavel ne spune, prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, sau prin Isus Hristos și pentru El. You know, some of the small words in Scripture are very important. Știți dumneavoastră că unele din cele mai mici, mai scurte cuvinte din Scriptură sunt foarte importante? And that little word by is very important in the Greek. Și cuvântul acesta prin este foarte important în limba greacă. It means it's all going to be done through the agency of the Lord Jesus. Pentru că ne spune că toate lucrurile acestea vor fi făcute prin ajutorul Domnului Isus, prin lucrarea Lui.